Superliga vă este oferită de Superbet. Ia să vedem cine ajunge primul aici. Da, Bârligea dă primul în minge, e penalti clar. Nici o îndoială, este penalti clar. Mi s-a părut faultul lui Bârligea, dar această reluare este cât se poate de relevantă. Este penalti pentru CFR, decizie simplă și corectă. Greșește, cred eu, Buzbuchi. E bine, are și ghinionul că Bârligea are o reacție extraordinară, este cât se poate de clar. N-am văzut inițial că Bârligea a atins și mingea, pentru că altfel putea fi judecată exact invers, Buzbuchi să fie împiedicat să degajeze, însă este cât se poate de clar penalti pentru CFR. Încă din minutul 7 CFR se poate deschide scorul. Ciprian Deac se pregătește să execute și scoate Buzbuchi. Scoate Buzbuchi, rămâne 0-0. Își repară greșeala cum nu se poate mai bine portarul Farului. Ia să vedem dacă nu cumva se va repeta lovitura de la 11 metri. Cred că au intrat jucătorii în careu. Cred că au intrat jucătorii în careu. Avem doi arbitri FIFA și la centru și la VAR. Da. Bine, știți cum e, la astfel de faze se întâmplă de fiecare dată. Se va repeta penaltiul. Se va repeta penaltiul. Regulile sunt reguli. Recomandările sunt altceva. Erau trei jucători de la Farul în careu, dar spuneți-mi mie că e singurul penalti la care se întâmplă asta. Încă o șansă pentru Ciprian Deac. Ia să vedem dacă schimbă colțul. Pregătit din nou Deac. Tot acolo dă, dar dă mai bine. Buzbuchi se aruncă în același colț. Este 1-0. Pentru CFR din minutul 8. Înscrie așadar din lovitură de pedeapsă Ciprian Deac, un gol care ar putea să facă mult mai ușor acest meci, acest final de sezon pentru CFR. Dă mai bine a doua oară, parcă și mai bine plasat, parcă și puțin mai tare Ciprian Deac. Al treilea său gol din această stagiune. Deac a punctat, ca de obicei, mult mai mult la capitolul pase decisive. Ieri, în zona centrală, vine Muhar, îi retrimite lui Bârligea, centrarea lui Bârligea, Taxidis! Ho-ho, ce gol! Ce gol frumos înscrie Taxidis! Gol superb marcat de mijlocașul grec, după o fază din nou foarte bine lucrată. Farul primește două lovituri într-un sfert de oră aici în Gruia. Ce fotbalist! Ce execuție! Un gol absolut magnific! Și o bucurie inedită a lui Taxidis. Iată, Bârligea așteaptă răbdător. Vede culoarul de pasă către Muhar. Muhar îl simte apoi pe Bârligea plecând și încă un culoar de pasă. Parcă i s-a făcut loc acolo lui Bârligea pentru pasa decisivă, dar aici se vede clasa lui Taxidis. Ce gol frumos! Ce fotbalist! Sunt curios dacă va pleca la finalul acestei stagiuni. Capricios. Eu cred că vom mai avea goluri.
Oh, ce trecere a lui Bârligea și ce viteză bună! Trece pe lângă Popescu. Bârligea! Ce ratare! Asta îi lipsește pentru a fi un atacant cu adevărat complet. Nu-i vine să creadă lui Dan Petrescu. Asta îi lipsește lui Bârligea. Are tot ce-i trebuie, mai puțin finalizări. Are poziționare, are disponibilitate mare la efort. Câștigă foarte bine duelurile 1 la 1. Tură liberă pentru CFR. Minge deviată pe spate până la Deac. Se informează. Deac trimite la bara a doua. Muhar! Gol! 3 la 0! Gol și pasă de gol pentru Ciprian Deac. Și gol marcat și de Carlo Muhar, și el la cel mai bun sezon din carieră. Farul este knockout din 4 șuturi. CFR scrie de 3 ori. Foarte inspirat și Deac, aici nici vorbă de offside. Iată, Deac îl vede pe Muhar. Îl vede pe Muhar. Pentru Puzbuc e destul de greu să iasă la acea centrare cu efect dată de Deac, deși cred că putea mai mult. Putea mai mult și Puzbuc. N-avea ce face altceva Deac decât să centreze. Bine, aici e și o problemă de marcaj. Ce diagonală a lui Taxidis! Bârligea caută șutul! Gol! Gol marcat de Bârligea! 4 la 0! Păcălit Buzbuc de traiectoria acelei minci. Ce privire are Gică Hagi! De la scorul ăsta nu mai pot să sper decât că egalează Craiova. Altfel, Farul, spunea, pierde poziția a patra în clasament. Daniel Bârligea ajunge la 14 goluri marcate în această stagiune. Tot din pasa lui Deac, două asisturi. Surprins puțin ieșit Buzbuc, să vedem dacă a fost și deviată, că mie mi s-a părut totuși ciudat, da. E o minge deviată care capătă un o traiectorie ciudată. Da, Buzbuc ieșise, făcuse pasul. Târbo a plinit 21 de ani în luna trecută. Oh, șut bun, respinge Sava. Primul șut pe poartă și al Farului în această partidă. Șutul lui Ionuț vână. Și iată, se menține media de goluri extrem, extrem de ridicată în confruntările dintre cele două echipe. La CFR nu știu dacă două tururi preliminare reglează cumva bugetul, dar... Oh, ce pasă bună! Ce pasă bună! Șanse de gol pentru Farul este! 4 la 1 înscrie Cristi Ganea! Farul înscrie măcar golul de onoare aici la CFR. Mai sunt 25 de minute. Al doilea gol marcat de Ganea în această ediție de campionat. Excelentă pasă. Excelentă această pasă, superbă de-a dreptul. Și Ganea, iată, face cam ce face Griezmann, dacă știți la ce mă refer. Se uită după centrare, portarul, bine, a ieșit și Sava. Iată, aici pregătește centrarea și apoi șutează pe sub portar. N-a fost offside, va fi gol validat.
Camora. Centrare bună, la bara a doua scoate Buzbuchi. Crede-se că un jucător de la Farul a respins. Nu, Otele este cel care reia destul de bine. Trece Peter Michael, tackling nereușit al lui Dănu Leasă și îl scrie Otele. 5-1, exact scorul cu care Farul a bătut-o pe CFR. Otele ajunge la 18 goluri marcate în această stagiune și va introduce 3 jucători Dan Petrescu în acest final. Parcă e puțin în față, nu? Cred că se va anula golul. Cred că se va anula golul. Și Otele are o viziune foarte bună aici. Și tackling neinspirat al lui Dănuleasă, dar eu cred că se va anula golul. Eu așa cred, mi se pare puțin mai în față Otele. Vom vedea.